Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi scotocim în dulapul cu parfumuri. Este clipul pe care eu îl fac între sezoane, mai am un clip de genul acesta pe canal și acum că gata, vine vara și este cald afară, am băgat în celălalt dulap în care îmi țin eu parfumurile pe care le folosesc în perioada rece și acum am scos parfumuri citrice, parfumuri fructate, parfumuri de vară. Bineînțeles că mai avem și florale și parfumuri mai dulci, că nu le-am dus pe toate, însă mi-am organizat eu dulapul acesta în care fac rotația și astăzi vă arăt și vouă cum le-am organizat. Mai vorbim despre niște parfumuri despre care vreau să mai menționez câte ceva și haideți să începem. Acesta este dulapiorul în care fac rotația parfumurilor și aduc aici tot ce vreau să am la îndemână pentru perioada următoare și bineînțeles că pe dulapior îmi pun eu tot ce vreau să fie la vedere. Apoi le mut, le pun pe ele în sertar, îmi scot altele și tot așa. Da, avem aici niște parfumuri pe care le port seara. Avem The Key, Justin Bieber, Cei Rosa 71, chiar voiam să vă spun că îmi place mai mult decât îmi plăcea înainte și am zis eu că este preferatul meu celălalt cu caramel, dar a început să-mi placă și acesta foarte mult. Voiam să menționez faptul că am testat Iara Moi, cel alb, acesta îmi place, este foarte frumos, este cremos și cel alb miroase bine, dar nu m-a făcut să vreau să-l cumpăr. Nu mi se pare... Mi se pare mai frumos acesta. Da, cel alb nu m-a cucerit, ca să știți. Mi-am pus mireia pe care vreau să-l port în perioada următoare. Vreau să-l port, dar totuși parcă mi-aș fi dorit să fie ceva mai intens, chiar dacă este de vară, este destul de proaspăt, dar nu strica să fie ceva mai intens. Am așa o mică dezamăgire, dar na, asta este. Zadig, pe ăsta vreau să-l port, Just Rock mi se pare mai potrivit acum, dar îl port și pe This Is Her, pentru că de ce să nu-l port, că-l iubesc. Avem aici Gucci, Blum și Netare di Fiori, Osmanthus, Accendis, acesta cu caise. Avem aici două parfumuri de la Chloe, Love Story și Chloe. Mi-am pus uleiul acesta, Jo Malone, Velvet Rose Wood, este unul care îmi place foarte mult, aceasta este combinația perfectă, din punctul meu de vedere este foarte rafinat acesta. Eu nu prea mai sunt cu trandafirul acesta, dar aici parcă este ceva ce îmi place, mi-aș cumpăra și parfumul. Și uleiurile, în general, uit să le folosesc, de-aia mi l-am pus aici. Vanilia mea de la L'Occitane, care îmi place. Am pus ISL Mont Paris aici, pentru că vreau să-l port. De fiecare dată uit să-mi fac și o părere despre el. Noul parfum de la Calotinis. Și mai avem pe aici așa. Pera Granita, pe care vreau să-l port, îmi place foarte mult. Așa, Fragonard, l-am pus și pe acesta, că tot am vorbit în comentarii despre el. Elisable Parfum in White, vreau să-l port și să vin să vă povestesc despre el. Mi-am mai oprit Idil, un floral, Gabriel Essence, parcă e, nu, ăsta l-am oprit și pe Essence, dar îl am în dulap. Vreau să-l port pe ăsta, să-mi fac și despre el o părere. Asta îmi place tare mult, tare mult. Este o extraordinar, o sublim este acesta. Îmi place mult de tot și este super potrivit acum. Acesta va fi parfumul meu de seară sau de zi, nu contează, dar m-a cucerit parfumul acesta. Chiar îmi place mult de tot. Mi-am mai scos și eu parfumul acesta de la Ariana Grande, God Is a Woman, o să-l port. Pe el am de gând să-l port destul de mult. Parfumul meu cremă albă, vreau să port și Valentino Voce Viva Intensa, bineînțeles că nu renunț la dulcegării. Mi-am scos aici și Pianii în blush suede, pentru că este perioada lui. Și mai avem pe aici două Miss Dior, L'Eau Cherie și Miss Dior Blumin Bouquet. O să discutăm despre ele. Chanel Chance, pe el vreau să-l mai port. Gucci Guilty, frumușelul acesta Midnight Poison sau Poison, Le Péché, Heisenberg, Michael Kors, Bulgarii și minunatul meu idol. Haideți să trecem și la sertarul următor. Haideți să vedem ce avem aici. O să vorbim strict despre parfumurile pe care le-am adus aici recent, pentru că despre restul am mai vorbit în clipul trecut și oricum cam despre asta este vorba, despre parfumuri pentru perioada mai caldă. Avem așa, la Petit Robe Noir, Eau Fresh, foarte bine miroase, Burberry Her, îmi place mult și elixir, vai de mine, e foarte frumos elixir, e mai cremos, Eau de Merveille, Hermes, ce am mai scos eu aici. Pe el vreau să-l folosesc și să văd cum este. Boss, Hugo Boss, nu mai știu exact cum se numește. Ce mai avem pe aici așa? Michael Kors din nou. Pe el vreau să-l port. Giorgio Armani. Avem aici niște parfumuri de la Jo Malone la care nu renunț, le țin mereu aici. Mi se par versatile parfumurile de la Jo Malone. Because It's You, pe el urmează să-l port pentru că mi se pare o limonadă cu fructe. Ce mai avem? Dalia Divin. The One, cum se numește? Dolce & Gabbana Rose The One, și el este super potrivit acum. Mai avem niște parfumuri mai citrice, Donna Eau de Toilette. Și cam despre asta voiam să vă povestesc eu aici. Îl am și pe libră, cred că este varianta intensă acesta. Trecem la următorul sertar. Ia să vedeți voi ce este aici. Iar parfumurile de vacanță sunt în dulăpiorul de mai jos, dar haideți să vorbim despre acestea. Mi-am scos parfumurile Alegoriile de la Guerlain. Avem mandarin bazilic și bergamot Calabria. Pe ele le-am purtat anul trecut și mi-au plăcut. O să le port în continuare. Acesta cred că este o extraordinar, da? Alien, așa, și el este potrivit în perioada următoare. Și din nou un Michael Kors care este potrivit. Oda. Avem aici Versace, Eros Purfam, apa de parfum. Apa de parfum este un parfum superb pentru vară și nu numai. Mai am aici pentru vară Summer by Kenzo. Uitați-vă cât de frumoasă este sticla. Ce mai avem? Avem niște parfumuri de la Lorina. Mai avem un Trusardi. Dar cam asta este. Și pe el vreau să-l port în vara aceasta. Amber Elixir Cristal. Este un cocos fresh foarte plăcut, dar încă nu pot să vă zic prea multe despre el. Mai am ceva aici. Daisy, Eau So Fresh, da. Este potrivit pentru vară. Și aromatic ceva avem aici. Gucci Memoire d'un Odeur. O să am multe să vă povestesc în continuare. Din nou un Fragonard. Grenade Pivot. Să știți că nu este așa efervescent cum îmi place mie, dar ce să faci. Și mai am aici încă un Alien. Tot un flanker, tot ceva potrivit pentru perioada mai caldă. Liu Jo, din nou un parfum care mi-a scăpat și care este potrivit în perioada mai caldă. Baiser Volet, acesta este un muscat. Haideți să trecem și la Dulă Pior, cam asta este pe aici. Bineînțeles că nu le-am luat chiar pe toate, nu le-am dus chiar pe toate în celălalt dulap, dar o să mai iau pe parcurs, am luat ce am considerat eu că trebuie să iau acum sau ce m-a tentat pe mine. Din păcate aici nu avem cea mai bună lumină, însă o să încerc să vă arăt parfumurile, pe unele deja le știți pentru că vi l-am tot arătat în clipuri, dar așa, avem Narciso Rodriguez, Mask Noir Rose, Irresistible, Narciso for Her, Gabriel, avem aici Mega Mare, Orto Parisi Mega Mare. Parfumul acesta este atât de puternic, după ce am filmat clipul în care vi l-am arătat într-un haul, a rămas mirosul, credeți-mă, multe zile după aceea în cameră, am aerisit și degeaba, este un parfum foarte puternic, prea puternic pentru mine, prea mult. Nu credeam că o să zic asta despre un parfum, dar el este prea mult, chiar și pentru mine. Este un parfum aromatic, miroase a valurile mării, v-am zis că este valul acela care te pocnește direct în față și trece peste tine și îți ia respirația și îți... Este mult prea mult pentru mine și am ajuns la concluzia, l-am purtat și mi-am dat seama că îl văd mult mai potrivit pe un bărbat și probabil că va pleca din colecția mea. Da, mi-ar fi plăcut să fie ceva mai feminin parfumul acesta și să persiste atât de bine, dar nu-i problemă că îl am pe Humanity. Da, aș putea să zic că Humanity este varianta acestuia, dar pe placul meu. Nu, nu pot. Chiar este prea mult. Cu siguranță va pleca din colecția mea și acesta. Ok, avem Le Parfum. Avem aici Dior, frumoasele mele Poison Girl, îl am și pe celălalt, apa de parfum mai în spate. Aici mai avem niște clasic de la Jean Paul Gaultier, Guerlain, Amo Ferragamo, mai Geisha, mai avem și prin spate unele, dar în fine Morph. Cam asta voiam să vă arăt ce este mai în față și bineînțeles frumușelul meu. Și pe trusardii acesta, îmi place foarte mult parfumul acesta, mult. Și mai am aici un parfum pe care vreau să-l port vara, Micalev, Ananda Dolce, este atât de frumos parfumul acesta. Și pe I Love Gaultier, varianta aceasta mai fresh, din nou potrivit pentru perioada mai caldă. Și mai am aici Dolce & Gabbana The One, pentru că este nelipsit din colecția mea și ce vreau eu să mai port este Lalique. Lalique-ul acesta, uitați-vă ce sticlă frumoasă are. Pe el o să vreau să îl analizez ceva mai bine. Și haideți să trecem și la următorul sertar. Dar da, este ultimul. Imediat să așez camera. Aici mi-am pus eu parfumuri citrice, parfumuri tropicale foarte multe, sărate, de vacanță. Avem așa, unul care îmi place foarte mult, Acqua di Gioia, apa de parfum, și aici avem alte flancăre. Avem așa, O Fresh, avem Air di Gioia. Pe ele, pe toate, trebuie să le și testez pentru că n-am apucat să le port. Și Sandy Joia, sper că vedeți voi ceva. Și acest Riviera Drive de la Atelier de Zor, pe el vreau să-l port în această vară. Mai avem așa, Humanity, pentru că este nelipsit, de-abia aștept să-l port. Kenzo, acest parfum, ia să vedem că am uitat, anul trecut vă vorbeam despre el, știu că este un pic pudrățel, dar este foarte plăcut pentru perioada caldă. Pe el l-ați văzut într-un clip anterior, într-un haul. Bronze Goddess este Lauder, este varianta, cum se numește el? O Fresh Skin Scent. Hai. Sper că și vedeți voi bine aici ce vă arăt eu. Ia să mutăm astea de aici. Mai departe, avem așa, Dolce & Gabbana, L'Emperatrice, pe care vreau să-l port. Wood Sage and Sea Salt, avem aici și Jo Malone și încă două sticluțe mai mici. Este perfect pentru vacanța la mare, parfumul acesta. Chiar l-am purtat anul trecut, l-am purtat chiar pe acesta, mai am puțin în el și am mai găsit o parțială tot așa micuță de luat în bagaj și pe acesta mi l-a dat Mihaela. Da, avem aici Jo Malone. Apoi avem Olimpea. Olimpea, care este acesta? Legend, cred. Da, Olimpea Legend. Și, hei, vreau să focalizeze. Ce frumoasă este sticla aceasta. Așa, Olimpea Intens, pe care o să încep să-l port. Mi-am mai pus eu aici Plain Soleil de la Yves Rocher, Coco Vanille. Coco Vanille este parfumul de vacanță, miroase a cocos, a flori tropicale și vanilie. Îmi dă un super vibe parfumul acesta. Dacă vreți un parfum cu cocos pe care să-l purtați toată vara, să vă dea vibe-ul acela de vacanță, acesta este. Și dacă vreți ceva și dulce și puternic, bine, mai este și Holidays, care seamănă cu Coco Vanille. Dar despre Holidays și despre Coco Vanille vom vorbi într-un clip viitor. Să-mi spuneți dacă vreți să, nu știu, să vedeți asemănări și diferențe între Coco Vanille și Holidays. Eu oricum l-am filmat și o să vedeți de ce am vrut să fac clipul acela și va apărea pe canal în curând. Tot parfumuri mai citrice, fructate. Avem aici Davidoff Cool Water, mai avem Loewe, Aqua de Loewe, Mar de Coral. Cea mai frumoasă sticlă, este superbă. Să știți că îmi place sticla mai mult decât parfumul, adică nu este ceva ce mă dă pe spate. Cu siguranță că vom vorbi despre ele la momentul potrivit. Mai am un Cool Water nou, pe care voi nu l-ați văzut la mine pe canal anul trecut. L-am cumpărat iarna. Este vorba despre Wave. Așa, Dracula, tot un parfum citric, miroase a bomboane de lămâie. Mai am aici Aura de la Mugler și Idol Aura de la Lancôme. Tot așa miniaturi de vacanță. Frumușelul acesta de la Rituals, cum se numește el? Ocean se numește și v-am înnebunit anul trecut cu el. Ia să vedem cum miroase. Miroase foarte bine parfumul acesta. O să vă înnebunesc cu el în continuare. Ce mai avem noi pe aici? Mai avem un Beyoncé, un parfum de vedetă pe care l-ați văzut în clipul anterior. Se numește Hit Rush. Așa că nu vedeați prea bine. Este mai greu să fac clipul acesta și nu este chiar confortabil. Și am scos și parfumurile de la Escada. Tot așa, parfumuri de vară, parfumuri ușoare, tropicale, fructate. Chiar mă tentează și parfumul nou de la Escada, dacă l-ați testat. Să-mi spuneți și mie dacă credeți că merită cumpărat. Am înțeles că miroase ca o înghețată de portocale și bineînțeles că mi-a atras atenția. Îmi plac foarte mult acestea, dar nu știu ce să zic, am prea multe tropicale. Acela nu este chiar un parfum tropical, dar știți cum este cu persistența. Da. O să îmi strâng eu dezastrul de aici. Cam asta este tot. Am vrut să vă invit în dulapul meu cu parfumuri, pentru că tot am făcut, le-am organizat, mi-am adus aici parfumuri de vacanță și altele. Ce vreau să port, ce vreau să testez, despre ce vreau să vă și povestesc și vouă. Și oare v-am povestit eu despre un parfum pe care l-ați văzut într-un haul și aș vrea cumva să renunț la el? Nu cred că v-am povestit despre l'artisan parfumeur Le Chant de Camargue. Ei bine, vi l-am prezentat într-un haul și v-am spus despre el că îmi dă senzația de alb, de o casă toată cu alb, foarte mult alb, curat, și l-am purtat și de fiecare dată când l-am purtat am simțit nevoia să mă schimb. Da, bine, am și exagerat cu pufurile, poate că dacă aș da două pufuri nu aș mai avea senzația asta, dar totuși nu mi-aduce bucurie acest parfum și îl voi pune pe grupurile mele de parfumuri pe care sunt și o să-l schimb sau o să-l vând, probabil, nu știu. Da, din păcate nu ne înțelegem, nu este chimie, o să caut ceva ce-mi place mai mult cu siguranță. Și cam asta este tot pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest clip, spuneți-mi părerile voastre în comentarii, ce parfumuri v-ați adus și ce vreți să purtați în perioada următoare, despre ce vreți să vă și povestesc, pentru că tot ați văzut ce este aici la mine în dulap. Vă mulțumesc pentru vizionare, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, pe mine mă găsiți și pe Instagram și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!